Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Criza valutară a fost generată de speculații în urma cărora unele bănci comerciale au încasat venituri mari, fabuloase chiar. Aceasta este explicația premierului Kiril Gaburici privind fluctuațiile valutare din ultimele săptămâni. După o întrevedere cu bancherii din Moldova, Gaburici spune că piața se va stabiliza, iar leul moldovenesc se va aprecia în raport cu monedele internaționale. Pronosticurile acestuia sunt contrazise însă de unei experți economici care declară că în viitorul apropiat euro și dolarul se vor scumpi. Guvernatorul Băncii Naționale și reprezentanții băncilor comerciale au fost convocați în ședință la guvern. Discuțiile au avut loc departe de ochii presei, iar la ieșire bancherii au refuzat să facă declarații. În schimb, premierul a declarat că au fost ultimele două luni careva speculații în acest sens și s-a creat așa un agiotaj. Speculațiile sunt atât și din partea sistemului bancar, cât și din partea cetățenilor. S-a adeverit că băncile au încasat venituri la acest segment de cumpărare și vânzare a valutei. Am încasat venituri mari în această perioadă și eu cred că acest lucru s-a oprit, s-a stopat. Noi vedem că leul se întărește, se stabilizează. Experții economici prognozează vremuri grele pentru Republica Moldova. Aceștia spun că în scurt timp ne așteaptă o nouă prăbușire a monedei naționale și o altă scumpire a valutei internaționale. Pe termen mediu-lung vom asista la un bounce back, o reîntoarcere a cursului la o valoare mai mare decât cea pe care o avem afișată la moment. Pentru că remitențele au scăzut, consumul este încă înalt, ceea ce nu exercită decât o presiune inflaționistă pe leu. Dacă punem la această sumă și banii care au fost fraudulos scoși prin cele trei bănci, atunci nu există temei care ne-ar face să planificăm o apreciere de durată a monedei naționale. Situația din sectorul bancar, deci mă refer la triada, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, nu este rezolvată. Banca Națională are două soluții. Sau să retragă licența la aceste bănci, sau să finanțeze aceste bănci cu încă o sumă de 7-8 miliarde de lei. Deci, pe piața valutară va fi în continuare oscilații foarte mari. În această cauză, mai bine nu intrați în jocul cu vânzarea valutei. Aveți valută în sertar, păstrați aceste bancnote. Situația de pe piața valutară urmează să fie examinată și în cadrul unei comisii parlamentare de anchete. Membrii comisiei s-au întrunit astăzi în ședință, însă nu au decis nimic. Amintim că în ultimele săptămâni leul s-a depreciat considerabil în raport cu monedele internaționale. Potrivit ratei de referință afișată de BNM, săptămâna trecută un euro costa 24 de lei, iar un dolar putea fi cumpărat cu 20 de lei și 99 de bani. Astăzi, euro și dolarul s-au ieftinit cu 2 lei și respectiv 1 leu și 56 de bani. Pentru mâine, BNM afișează cotații și mai mici. Un euro se va ieftini cu 1 leu și 21 de bani, iar un dolar cu 1 leu și 7 bani. Potrivit unei investigații publicate de portalul Mold Street, băncile din Moldova au încasat în luna ianuarie venituri de 647 de milioane de lei, în urma diferenței de curs valutar. Cel mai mare câștig de aproape jumătate de miliard lei l-a avut Banca de Economii. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri din această seară, domnul Valentin Dolganiuc, analist politic, Pavel Mitrigan, jurist, Mariana Călughin, Centrul de Prevenire și Analiza Corupției și Svetoslav Mihalache, expert financiar. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Situația e deloc incomodă pe piața valutară și în sectorul financiar bancar. Am văzut și mai multe detalii care indică situația, gravitatea situației din sistemul financiar bancar. Înțelegem cu toții, toată lumea, că pe spinarea oamenilor se fac aceste mișmașuri și aceste înțelegeri, dar ce fac politicienii? Am văzut și o comisie parlamentară care a fost deja închegată. Avem și întrebări la componența acestei comisii, dar deocamdată până una alta, până la discuții, să aducem oamenilor, publicului, încă o dată, cifrele, mai bine zis, care a fost profitul din diferența de curs valutar din ultima perioadă. Per total, băncile din Republica Moldova au câștigat, de pe urma diferenței de curs valutar, 646, puțin mai mult de 646 de milioane de lei, iar cei mai mulți bani i-a câștigat, curios sau nu, coincidență sau nu, Banca de Economii.
peste 450 de milioane de lei, urmată îndeaproape de către Banca Socială cu 87 de milioane de lei și Unibank cu 17,6 milioane de lei. Să aducem aminte încă o dată aici, făcând și o paranteză, că aceste bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, sunt bănci cu care au administrare specială de la Banca Națională. Coincidență sau nu, că anume aceste trei bănci au avut cele mai mari profituri de pe urma diferenței de curs valutar sau nu? Și dacă eventual Comisia de Anchetă va răspunde și la aceste întrebări. Domnule Svetlozar Mihalache, dumneavoastră sunteți cel mai avizat în ceea ce ține de profitul din diferența de curs valutar. E o coincidență sau nu? Nu este o coincidență din cauza că aceste trei bănci pe conturile lor corespondente aveau dolari. Deci poziția lor valutară, după regulamentul Băncii Naționale, era la maxim. Ei aveau atât dolari cât și moneda unică europeană. În acel moment, când cursul a atins nivelurile maxime de pe această piață, aceste bănci au început să facă vânzări masive. Poate din această cauză și am asistat la un anumit deficit de lei moldovenești. Dacă e să vorbim despre cât de legală, sau cel puțin în opinia multor experți, de altă natură, nu bine, că noi am auzit că domnul Gaburici... Am auzit din partea domnului Gaburici anumite afirmații că au fost speculații. Dacă să luăm așa, aici putem deja spune, deci el a spus că au fost anumite speculații și triada respectivă, cum o numesc, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a profitat de aceste fluctuații care au fost. Din păcate, populația a avut de suferit pentru că a intrat în panică și a început să cumpere la cote maxime atunci când aceste bănci au început să vândă. Aceste bănci comerciale știau de următoarele intenții ale Băncii Naționale și au știut în să Uniunea, joace pe, Uniunea piață Europeană, ca să profite din plin? Eu vă zic că deci, în Uniunea Europeană și în Statele Unite, pentru un site, deci se stă la pușcărie. Da. Ați întrebat că s-a afirmat că au fost speculații. Eu îmi permit deci, acest cuvânt. Deci, dar cine sunt speculanții? Deci speculanții, în asemenea situații, trebuie să fie trași la răspundere. Deci aceste trei bănci au avut cele mai mari profite. Și atunci, cine a avut din această fluctuație să câștige? Cine a câștigat cel mai mult? Deci noi avem deja datele. Dacă îmi permiteți să continui acest gând, eu un pic din alt punct de vedere decât dumneavoastră ca specialist în domeniu o să comentez. Săptămâna trecută, de fapt, Republica Moldova a mai bătut un record și poate fi inclus în cartea recordurilor Guinness. Nu numai chiar la modul serios, deci dar și la modul haios, de fapt a avut loc, Republica Moldova a fost cel mai mare viol în grup, unde speculanții deci, au violat deci, toată populația, și nu numai persoanele fizice, dar și pe cele juridice. Fiindcă eu aș vrea să văd această proporție, câștigul acesta deci, de 450 de milioane sau per total 650 de milioane care le-au câștigat deci, băncile, care este proporția câștigului din banii vânduți de către persoanele fizice și banii vânduți sau cumpărați de către persoanele juridice. Deci este foarte important deci, această cifră ca să vedem ce s-a întâmplat. Eu, de exemplu, ca persoană fizică, nu am căzut pradă ceea ce a spus dumneavoastră. Deci să păstrăm, eu am punctul meu de vedere, stabilitate, deci și nu mă aventurez așa cum alții au căzut în această plasă, au luat hapul și am văzut deci, cum făceau cozi pe la diferite case schimb valutar. Dar în același timp, dacă e să ne gândim la persoanele juridice, ele au fost impuse de situații deci, ca să cadă în această plasă, chiar dacă nu vroiau. Fiindcă aveau, deci, trebuiau să-și onoreze anumite obligațiuni, să facă anumite plăți, trebuiau să cumpere valute, erau impuși, pur și simplu, deci, erau impuși deci, să vândă valute, deci, și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, practic, acesta deci, este un jaf și cei care au organizat acest jaf ar trebui deci, neapărat să stea pe banca acuzaților. Și, în primul rând, responsabil, instituția principală responsabilă de ceea ce se întâmplă pe această piață este Banca Națională. Eu nu am văzut deci, nicio reacție deci, a Băncii Naționale. Am văzut deci, doar declarațiile lui Drăguțan când a spus că noi suntem cei care... Atunci când au privit în viitor și s-au gândit la profitul pe care l-au făcut, BNM acum, în această situație, BNM-ul se face vinovat de crearea panicii din piață. Asta vreau. BNM se face vinovat, în primul rând, de lipsa totală a supravegherii. Și această lipsă totală a supravegherii, deci, este determinată de interese obscure care stau în spate, meschine.
ale oligarhilor, deci ale anumitor persoane. Iar Drăguțanu nu este nimic decât o portavoce. O portavoce foarte proastă, pentru care pur și simplu deci șochează prin declarațiile irresponsabile atunci când spune că vom vinde patlajele și vom, deci, să vom avea valute, atunci când spune că sunt vinovați, deci cetățenii noștri de țuatare că transferă puțin. Eu nu știu cum poți să mizezi sau să faci, deci, PIB-ul Republicii Moldova bazându-te, deci, pe veniturile gastarbeiterilor. Așa tu calculezi, deci, produsul intern brut bazându-te pe veniturile dânșilor. În general nu se ia în calcul acest lucru, deci, atunci când faci acest lucru. Plus la asta, deci, iarăși aceste declarații pe care le-a făcut zilele acestea, scoteți banii de aici de sub saltele. Păi tu să mi indici, deci, când se scot banii de sub saltele, sau, cumpărați și mâncați mai puțin? Și Gabure ce a spus? Că, cumpărați și mâncați mai puțin? De speculații atât din interiorul sistemului bancar, dar și din partea cetățenilor. Cine sunt speculanții? Cine sunt speculanții? Bine, cetățenii. Deci, există instituții de supraveghere, există un CNA, există o procuratură, sau nu există Republica Moldova? Cetățenii Calugin, e avizată, e pertinentă declarația pe care a făcut-o premierul? E și vina cetățenilor sau chiar vina cetățenilor nu este, pentru că fiecare cetățean, în dependență de posibilitățile sale, interesele, circumstanțe, reacționează la ceea ce se întâmplă în piață, așa cum reacționează. Și nu ai cum să pui pe vina cetățenilor și chiar nu ai cum să spui acest lucru. Chiar dacă crezi, deci nu ai capacitatea să înțelegi că nu e vina cetățenilor, nu sunt sigură că totuși, adică chiar nu sunt vizată, însă e posibil așa ceva ca o astfel de fluctuație doar pe baza... Nu este posibil. Din deci sunt că... niște circumstanțe care au favorizat inclusiv și acest profit, deci din partea unor din bănci. Iată de ce cred că ar fi interesant să vedem care sunt cauzele reale. Tocmai asta lipsește BNM-ului, care după mine avea și această misiune ca să facă o analiză fundamentală și obiectivă a lucrurilor, pentru ca să vină cu o reacție nu numai prin vorbe, dar inclusiv și prin metode ce ține de supravegherea pieței. Și tocmai acest lucru, de fapt, nu s-a întâmplat nici până acum și nu se întâmplă. Iar teama mea e, ca simplu cetățean, fără foarte multă experiență în domeniu, că această revenire a valutelor ar putea să fie de scurtă durată, doar poate eventual a calma spiritele legate inclusiv și de anumite evenimente din interior, însă apoi, poate mai puțin galopant, însă totuși ar putea să se mențină Să nu fie șocant, însă totuși, în momentul în care nu se va reacționa, deci va continua eventual această tendință. Asta doar intuitiv, pentru că chiar nu cred ca lucrurile să fie deci foarte repede puse la punct. Deci, părerea mea, posibilitatea ca să fie puse la punct lucrurile sunt minim. Deci nu este posibil. Domnul Gaburici, am auzit azi că el a zis că criza deja este finisată, depășită este finisată. Noi asistăm acum doar la începutul crizei. Deci această explozie, prima explozie care a fost în sectorul bancar în luna ianuarie și în prima jumătate a lunii februarie, a fost doar prima explozie. Cine a catalizat această explozie? Haideți să ne aducem aminte. Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, pe data de 30 noiembrie, aveau în conturile sale doar 100 de milioane. Deci, având obligații peste 17 miliarde fiecare de lei. Sau împreună? Trei împreună. Deci, atunci, în momentul acela, pe data de 28 octombrie, Banca Națională a luat decizia de a constitui administrare specială pentru Banca de Economie. Asta a fost momentul de pornire, deci a crizei. Bine, că aici, în studio, în luna aprilie, ziceam că luna octombrie, luna noiembrie, această triadă va da faliment, dacă vă aduceți aminte. A fost mult populism în ultimele zile când se vorbea că s-a furat acum, recent. De fapt, furturile din aceste trei bănci, de la bun început în Banca de Economie, au început în anul 2006. A fost treptate,
Câte puțin, dați pe o, câte puțin, câte puțin. Și despre atacuri Raider și despre alte furturi și despre devalizări și despre micșorarea cotei de participație a statului la cea mai mare, da. Din 2013, din 2013 aici au fost cele mai mari, cele mai mari plecări de bani, pentru că eu observam lucrul ăsta. Tendințele, tunuri. Da, tunuri, da, lovituri au fost cele mai mari după 2013 din septembrie. Atunci eu deja vedeam foarte bine pe hârtie că cifrele dispar, dispar, se evaporează și după tendință vedeam că acest lucru se va întâmpla în luna octombrie-noiembrie, din păcate am fost corect. Acum, haideți să ne gândim, de 4 miliarde, domnul Drăguțanu la conferința de presă a zis că 4 miliarde au fost finanțate în luna decembrie. El a omis un alt aspect. În luna ianuarie au fost finanțate aceste trei bănci cu încă 2,5 miliarde. În luna februarie au mai fost aruncate, deci nu aruncate, au fost finanțate cu încă 500. În total s-a finanțat 7 miliarde de lei. Cu 7 miliarde de lei. Cum poate o sumă de 7 miliarde de lei, creșterea maximă monetară de lei, să influențeze benefic asupra cursului monedei naționale? Bineînțeles că acești bani sunt, nu sunt acoperiți. Bineînțeles că acești bani, din cauza că între ele în țară de valută, sunt în scădere, da? Și s-a pornit acest val de scumpire atât a valutei străine, cât și a produselor de pe piață. Domnule Medregan. Bine, v-ați adus aminte și de mine. Eu discuțiile. Bun, trebuie să ținem o lecție, dar ne înglodăm de fiecare dată în aprecieri economice. Iertați-mă, și așa și suntem la mal, ne necăm la mal. Eu vreau să aduc aminte la colegi că noțiunea de speculație s-a anulat de mult. Noi cu ce vorbim? Acum este asta business, se numește. Da? Tot jaf, speculație. Schimbați vocabularul, domnilor, că ați rămas ani. Așa se fac bani. Așa se fac bani în țara noastră. Și trebuie să acceptăm o astfel de realitate. Problema noastră este că avem un stat nefuncțional. Și punem două puncte și zicem ce înseamnă nefuncțional. Când organele de stat nu își îndeplinesc obligațiunile sale. Noi avem o țară de năcianiși. În jurul la 2 milioane de locuitori avem parlament cu cotă cea mai joasă din Europa. În jurul la 16.000 de alegători la un deputat. În alte țări 70-80.000. Da? Noi avem un parlament de 101, nu știu pentru ce. Avem ministere, atâtea ministere în guvern, cât statele cu 40-50 de milioane de cetățeni. De agenții, de comisii, de fel de ăștia. Asta una peste alta. Și când vine o astfel de situație, pe cine care e vinovat sunt unul la altul? Domnul Gaburiș trebuie să citească ce înseamnă criză financiară încă. Ce au dinat el banchirii? Banchirii s-au uitat că râși unul la altul și au zâmbit. Și au plecat. Noi zicem, iau-te băncile astea cu probleme, bancă de economie. Uitați-vă, ei au câștigat. Noi am zis că zvai de capul lor, dar i-au aruncat în 3 zile milioane și milioane și au câștigat pe un loc drept. Păi ce e asta? Îți băieți deștepți? Și nu poți să-i învinuiești pentru că asta e. Noi ne necăm în teorii economice că nu știu ce. Uitați-vă, totuși noi moldovenii suntem totuși norocoși dintr-un punct de vedere. Ne închipuim că atâția gastrobaiteri nu erau peste hotare și nu vineau câte 1,5 miliarde pe an. Ce făcea țărișoara noastră cea sârguincioasă cu un popor truditor? Ce făceam noi astăzi? Vai de capul nostru! Prin urmare, noi cred că îmblăm așa în această vâltoare. Organele, în primul rând, din sectorul financiar și banca, eu nu știu de ce pe domnul Tălmaș, dar îl chemau repede, aveți să-i explici. Dar a fost chemat domnul Drăguțanu la comisie. Drăguțanu mai are un pic. Dar, domnule Medregan, s-a făcut altfel. S-a întâlnit a doua zi dimineață doar cu primul ministru, cu... Efectul e zero, să știți. Efectul este zero. Până nu o să iei de gât cineva
Zic, stați, doamnă, voi, părinții, toți sunteți în țara aceasta, unde sunt cetățenii noștri, avem unele chestii care trebuie să fim solidari, nu fiecare mai cu buzunarul lui. Băncile parcă ar fi un stat în stat. Habar nu au, ei își fac menere, lor Banca Națională tace și alții, atât timp cât să-și punem nepoții, neamurile, la funcții cheie în stat, nu o să fie ordine. Prin urmare, încă o dată vin. Dacă organele abilitate de preîntâmpinare, de prevenire și de aplicare a măsurilor față de astfel de fenomene, da, leul nostru vai de capul lui. Dacă punem întrebarea ta, colegii, dar pe ce se ține leul nostru? Pe ce? Dați o analiză economică. Pe ce leul se ține? O să vedem că vai de capul lui. Dar și aceste... Dar totuși, domnule Mitrigan, leul moldovenesc în data de 16 sau în data de 19, nu țin minte exact, scria Financial Times că a fost cea mai puternică valută din lume. Păi da, să ne punem întrebarea. 16%. Da. Pentru statistică este foarte bine, în realitatea însă da, este altfel. Mă interesează, domnule Doganiu, e vorba despre o sumă destul de mare, 6 de milioane de lei pe care le-au câștigat per total băncile comerciale de pe urma diferența de curs valutar, dintre care o sumă enormă le-a câștigat aceste trei bănci. Unde s-au dus acești bani? S-au dus pentru... sau unde se vor duce acești bani? În bancă. Acești bani, din punctul meu de vedere, cine au fost câștigați fraudulos. Cine a creat premizele acestei fraude trebuie să dă dare de seamă și să stea cu cătușile pe mână. Cui? Eu vorbesc... Dare de seamă cui? Stați un pic, deci cel puțin în fața poporului din Sibiu, dacă este. Să dea dare de seamă. Cum a fost creată? Domnul Mihalache, deci a pornit această discuție. Cum a fost create aceste premize? Ce înseamnă, deci, să arunci pe piață acești bani care, cele trei bănci care sunt sub administrare statului, au cumpărat imediat, deci și-au suflat, au aspirat masa monetară, deci în euro și dolari, au dezechilibrat raportul dintre valută și lei și acești bani, eu nu știu, i-au scos, era deci și această variantă, sau i-au lăsat aici și au făcut această speculație. Noi cunoaștem, domnul Mitrigan, deci aceste speculații, deci și pe alte piețe, în alte timpuri, dar, de exemplu, la bursă. Noi, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem jucători de bursă. Noi, pur și simplu, am fost violați săptămâna trecută toți. Noi nu suntem jucători de bursă. Dacă eram un jucător de bursă, eu acceptam acest viol, că era o plăcere, era o satisfacție. Da, doamne, să fie ultimul viol. Da. Sau putem să spunem altfel, schiorii ne-au dat de ahuță. Da, nu, dar aceștia 650 de milioane, deci, au fost, este o prin fraudă. Și cei care au creat premizele trebuie să stea pe banca acuzaților. Numai că ceea ce a spus, într-adevăr, eu știu că la CNA există specialiști foarte buni care au bătut alarma, deci nu de ieri sau de la altă ieri, dar cel puțin de 2-3 ani și lui Leancă, și lui Filat, și celorlalți. De ce s-au dat, cel puțin în 2013, vă amintiți, 1.300.000.000, deci de la Banca de Economie, erau deci împrumuturi neperformante. Cum poți să dai 1.300.000.000 în împrumuturi neperformante, mai ales în condițiile când statul deținea controlul asupra băncii, avea 56% și Filat în acest studio spune că el era un simplu prim-ministru, dar aceștia erau banii statului de 56%. Cum? Ori președintea Consiliului de Administrare, cine era? Dacă nu șeful Cancelarei de Stat. De acolo pornesc, deci, toate fraudele. Domnule Mihalache, dacă e să admitem și un alt fel de scenariu, că acești bani, 646 de milioane, au fost direcționați spre acea gaură care a fost creată în urma fraudării... Bine, că da, eu cred că totuși banii respectiv vor acoperi gaură data. Deci mai există o gaură, da, de 7 miliarde. Nu e suficient. Deci gaură s-a format aproximativ de 15 miliarde, se vehiculează mai multe cifre. Deci după calculele mele este vorba de 15-16 miliarde, da? 7 miliarde au fost finanțate din partea Băncii Naționale și au mai rămân încă 7-8 miliarde după acest câștig
care au avut aceste trei bănci în ultimele zile. Și atunci, haideți să discutăm și despre comisia de anchetă, dar nu înainte de a o întreba și pe doamna Kalugin, dacă toate aceste mișmașuri legate de acoperirea de pe urma populației a găurii care a fost creată în urma fraudării acestei bănci, de asta ar trebui să se apuce și Procuratura Anticorupției sau Procuratura Generală. Există premize acum ca cineva din aceste organisme să se autosesizeze? De mult trebuia să fie, de mult trebuia să pună mâna. Ar exista în măsura în care aceste organe ar fi cu adevărat politic independente, în momentul în care chiar sunt dependente, aceste premise nu există. Poate aducem astăzi în prim plan una dintre premise, poate există totuși un fir de ață. În 25 septembrie 2014, dacă e să ne aducem aminte, guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului și atunci era vorba despre 7 pachete de legi, printre care și pentru modificarea mai multor legi. Aici, datoria publică, garanțiile de stat, legea cu privire la BNM și legea instituțiilor financiare. Se făceau deci guvernul și-a asumat răspunderea cu scopul de a asigura Ministerul Finanțelor, am să citez, și Banca Națională cu atribuții suficiente pentru a interveni prompt în situații de criză financiară. Asta scria nota informativă a proiectului, dar atunci nici premierul, nici ministrul finanțelor și nici guvernatorul BNM nu a explicat la ce situații se referă modificările pentru care și-a asumat guvernul și care sunt instrumentele suplimentare care au fost oferite lor pentru a interveni. Acum, astăzi, după toate cele întâmplate pe piața valutară, am citit mai multe editoriale, mai multe opinii, inclusiv pe rețelele de socializare. Și aflăm că totul se trage, sau în opinia unora, există această legătură între asumarea răspunderii guvernului din 25 septembrie 2014 și ceea ce s-a întâmplat ulterior și atribuțiile BNM-ului care ar juca cu cursul valutar. Putem să dăm crezarea unui asemenea scenariu sau nu? Domnule Galachi. Din păcate n-am văzut legile respective și nu pot să vă dau un răspuns. Sunt doar modificări? Modificările n-am văzut. N-am văzut modificările și nu pot să vă dau. Eu aș vrea să pornim deci fundamental, temeinic. Pentru mine, când am auzit că guvernul și-a responsabilitate, de ce înseamnă și așa asumă responsabilitatea? Înseamnă că guvernul, în locul Parlamentului, a adoptat 11 legi. Deci asta este temeinic. Deci guvernul, în locul Parlamentului, a adoptat 11 legi. Aceste situații, sau guvernul poate să-și asume responsabilitatea pentru o lege sau maximum două, în situații deci, de maximă criză când Parlamentul este în vacanță. Dar să-ți asumi responsabilitatea pentru 11 legi deja este o crimă în cadrul, deci, unui sistem democratic. Aceste legi, am văzut că 10 din ele au fost promulgate de către președinte imediat, iar una... 7 care au fost la asumarea guvernului din 25 septembrie, au fost 7. 7 și au urmat, deci, după aceea, încă 4 legi, deci, care au fost promulgate, deci, și una a rămas, care a fost responsabilitatea tragerea răspundere și ridicarea imunității pentru judecători. Deci, a fost ultima lege, care a fost, a mai stat și pe urmă a fost promulgată, acum Curtea Constituțională a anulat-o. În aceste condiții, deci, când guvernul și-a asumat această responsabilitate, au argumentat că există riscul ca aceste legi să nu fie adoptate în Parlament. De ce? Partidele politice, care atunci nu mai formau o majoritate parlamentară, n-ar fi votat și parcă era plauzibil că, uite, vom avea un cadru legal când Ministerul Finanțelor, Banca Națională va avea pârghii puternice, deci pentru a influența, pentru a ajunge pe piața valutară, pentru a ajunge la aceste speculații, pentru a proteja de futuri banului public și a banilor, deci din bănci, foarte, foarte rapid. Acum, de ce aceste instituții de stat, având la îndemână aceste legi, aceste acte normative, nu au făcut acest lucru? Care este cauza? Pentru că și calitatea acestora a fost una care nici de cum nu putea să asigure o eficiență. Deci atunci, de ce le-au adoptat? Nu am analizat toate, doar câteva, însă erau foarte multe lucruri, coleziuni, norme de drept cu alte legi, deci foarte multe confuzii, motiv pentru care eu nu cred că aceste legi puteau să influențeze eficient. Eventual, pentru că într-adevăr am auzit și eu această opinie că aceste legi
au fost atât de grabnic promovate, tocmai pentru ca să ofere băncii naționale posibilitatea să intervină în situația cu aceste, cu aceste bănci. Așa, din explicațiile unor experți, eu chiar nu pot să spun, însă cert este că în toată această situație, buna parte a vinei stă tocmai pe umerii organelor de reglementare și supraveghere, în cazul ăsta esențial este BNM. BNM, deci este esențial pentru că piața tocmai de atâta există ca să profite. Deci totdeauna am înțeles astfel lucrurile. Deci altfel spus, deci, BNM-ul, BNM-ul trebuie să pompeze trebuie, acei bani care au fost ulterior scoși. Deci așa am înțeles eu din ceea ce spuneau unei experți în domeniu, pentru că a existat și mai multe prevederi. De exemplu, BNM-ului s-a acordat această calitate de depozitar central pentru instituțiile financiare, lucru care practic este... Deci, absolut, deci nici nu aberant ar fi nu prea corect, însă iese din toate experiențele și competențele și misiunile BNM-ului. Deci, cert e pentru că noi putem să studiem, să analizăm. După mine, situația cred că este clară. Piața, instituțiile financiare, societățile pe acțiuni sunt entități de profit. Deci, ele trebuie, pornind de la esența sa, să profite din situații. Este statul care trebuie să reglementeze eficient lucrurile și este organul de supraveghere care trebuie să supravegheze ca aceste entități să nu depășească limitele legale. Și în măsura în care lucrurile nu stau bine, responsabilitatea e pe umerii statului. Deci nu, nici nu a sistemului bancar, care mai de mine a speculat, nici nu a cetățenilor care tot a speculat, să înțeleg, interesant cine va calcula profiturile cetățenilor din această speculație. Vrem, nu vrem, sistemul bancar al Republicii Moldova este o parte componentă a sistemului bancar internațional. Noi suntem conexați. Deci nimic nou, când noi începem, nu știu ce... Sistemul financiar, noi ne acomodăm, ne adaptăm și așa mai departe. Astfel de fenomene se întâmplă și în alte state. Nu e ceva ca, cum zici, ca un cutremur de pământ. Păi atunci, nimic. Atunci, domnule Mitrican, da, dacă se întâmplă în alte state, atunci de ce ne-am mai adunat în acest studio? Păi revin. Adică, noi avem fel de fel de consultanțe aici, europeni de la FMI, care dau consultații, dau avizuri la proiecte de legi. Deci, în principiu, era două, trei întrebări care trebuia să pună o soluție oarecare. Ce se întâmplă dacă cineva aruncă pe piață o sumă imensă de valută? Este o soluție, da? Ce se întâmplă dacă cineva o retrage? Sunt câteva chestiuni care contribuie la această dezbalanță. Și noi ani de zile ca asta nu e prima dată. Dar la aceste întrebări încearcă să răspundă mai ales atunci când e vorba despre fraudarea sistemului bancar. Mă refer aici la Banca de Economie și la acel 1 miliard care a ieșit din țară. Avem cu această companie Kroll care a venit în Republica Moldova. Poate discutăm și despre ea cu siguranță. Dar pe de o parte, doamna Calugian a vorbit că statul este de vină, dar tot statul creează și comisii de anchetă. Cauzele sunt importante. Cauzele sunt importante să le cunoști. Ce constă vina? Fiindcă statul este o noțiune generală. Concret, care organ în stat? Când zicem statul, asta înseamnă nimeni. La noi când zicem poporul, societatea... Deci eu am spus, domnul Medrigan, BNM-ul, însă nu numai BNM-ul, pentru că dacă atunci, e vorba de banca de economie, atunci atunci nu este pus la perete ca să fie întrebat de ce n-a întreprins aceasta, aceasta și aceasta la concret. Dar și de cine să-l pună la perete, domnule Medrigan? De cine este numit? De parlament? Guvernatorul? El nu este în aer în țara aceasta. Și deci credeți că parlamentul o să-l pună? Comisia parlamentară MACA. Deci Comisia Parlamentară a fost tocmai cea care a dat una din soluții această emisiune suplimentară. Nu, aceasta era o altă istorie care deci așa... Acum ce vreți? Deci omul ăsta care a reprezentat statul în BEM, el acum chiar nu poate să fie pus tras la răspundere pentru că o să spună în Comisia de Anchetă aveam acele trei soluții, eu am ales-o pe asta, ce vreți de la mine?
Deci asta e problema. Deci, pentru că când vorbim despre stat, vorbim și despre organele de supraveghere și despre cei care fac legi ca aceste entități să nu depășească limite și despre guvernul care în bună parte prin acei delegați reprezintă interesele statului. Comisie, acum avem altă comisie. Iar cauzele, dacă se poate, pentru că am să uit, cauzele sunt importante, pentru că pentru mine, ca cetățean, chiar e important să înțeleg. Această fluctuație se datorează unor, să spunem așa, evoluții în plan internațional sau această situație internă, se datorează internă. Se datorează deci unor evoluții sau involuții interne. Pentru mine, ca cetățean, e important. Pentru că dacă, de exemplu, e clar că această situație se datorează unei stări în plan internațional, atunci aș putea... România, deci... Leul nici n-a crescut, nici nu a descrescut. A rămas stabil și este una dintre... Vedeți că foarte mulți cetățeni sunt convinși că toată situația e datorată crizii din Uniunea Europeană, Grecia și așa mai departe. Autoritățile băncii naționale ne-au focusat atenția asupra regiunii, deci asupra Ucrainei și asupra Federației Ruse. Deci aici acest efect a avut asupra devalorizării monedei naționale doar în proporție de 30%. Factorul intern, 70%, a avut influență, 70% dominant. Dacă e să discutăm despre ceea ce o să facă statul sau ceea ce ne promite statul prin Parlament, și mă refer aici la Comisia de Anchetă, aceasta a fost constituită, șeful Comisiei Parlamentare este Marcel Răducan, Oleg Reitman, PCRM, este vicepreședintele acestei comisii de anchetă și Gheorghe Mocanu de la PLDM, secretarul comisiei de anchetă. Din ea mai fac parte Sergiu Sârbu, Igor Dodon, Anatolie Zagorodnă, Ștefan Creangă și Vladimir Golobatiuc. În opinia dumneavoastră, aceste persoane care alcătuiesc comisia de anchetă sunt capabile să identifice problemele din sectorul financiar și problemele din sectorul... Doamna Golovotiuc. Decât Reitman. Este vorba despre oamenii care au venit la guvernare și tot ei investigează ceea ce spuneați dumneavoastră că statul a creat. Exact. Reitman Barmes a fost și președintele acestei comisii de anchetă, deci prima comisie de anchetă cu BEM, nu? Da. De fapt, trebuie să recunoaștem că de fiecare dată a insistat că această soluție cu emisiunea suplimentară la care statul să nu participe, nu-i aparține și că s-a opus acestei soluții. Deci să depășim faza cu afilierea politică, interese politice, sunt situații care trebuie să fie soluționate de profesioniști. Iar profesionist sau ești sau nu ești. Această comisie ar fi trebuit să fie dată pe mâna opoziției, dacă se tot dorea... Stați puțin, dar opoziție cine e acum? Că nici nu mai înțelegi cine e în opoziție. Eu nu pot să înțeleg din ce cauză este necesară această comisie dacă au venit băieții de la Crăl. De fapt... Doar în măsura în care... Deci aici a spus că trebuie dat pe una profesioniștilor. Profesioniștii sunt cei care au decis că banca de economie să fie furată. Nu chiar așa. A fost? Ba da, profesioniștii au decis. Fiindcă au avut interese personale acolo. Și au dat trei soluții. S-au acoperit. Trei soluții. Și cu una din aceste trei soluții s-a apărat, deci Leancă, care a spus, eu fiind prim-ministru, am aplicat una din soluțiile pe care mi le-a oferit Parlamentul Republicii Moldova. Am făcut o emisie adăugătoare, deci, și nu am participat cu 80 de milioane de lei, deci, la cumpărarea acestor și am pierdut deja asta. Așa mi-a spus specialiștii. Deci, eu nu cred în specialiștii cei care au interese. De aceea, cel puțin, în una din aceste persoane de comisie, deci, în acest Oleg Reitman, eu nu am nicio încredere. Pentru că el se face vinovat ca președinte a acelei comisii de pierderea, de furtul băncii de economii, de pierderea băncii de economii de către stat. Acum că se revin deci la acest. Ce mai rămas în Republica Moldova profitabil? Doar sistemul financiar bancar și cel de asigurări, mai puțin. Doar aici se fac bani și aici se fac de furat bani. Sistemul financiar bancar nu este nimic altceva decât sistemul sangvinic. Ori, Banca Națională, eu aș spune că este inima, este motorul care supraveghează, deci cum pulsează într-o parte sau în alta. Și în momentul, deci, când fiecare persoană, fiecare om vede, deci, ceva, o disfuncție imediată și controlează tensiunea arterială.
Domnule Tulgăniu, și o mărește sau o scade? Iată, în aceste condiții, atunci când fluxurile monetare... Vorbim despre această comisie în speță. Această comisie nu ar fi trebuit unul la mână să fie transmisă opoziției, și mă refer aici de exemplu la PSRM sau la PL, sau în această comisie nu ar fi trebuit să fie inclus și un membru de la Partidul Liberal. Indiscutabil, deci Partidul Liberal în genere, deci eu nu-mi dau seama cum Partidul Liberal nu are reprezentant în Comisia Parlamentară, deci de Buget și Finanțe. Vă dați seama, nu le-au dat un loc. Este o crimă, deci, împotriva democrației. Această... Da, spune. Domnul Mitregan, o întrebare și cu o singură precizare. Avem o comisie constituită de 9 persoane și în fruntea acesteia stă un fost ministru care a făcut parte dintr-un guvern care a făcut posibilă această situație. Eu personal nu cred nici într-o comisie parlamentară, nici în una. Și nu se cred, fiindcă principiile cu care lucrează comisiile parlamentare sunt unele viciate. Până la urmă tot, șu-șu-șu, și nu pun pe masă totul ce se stabilește. După părerea mea, această comisie trebuie să solicite specialiști, notorii din domeniu, sunt care nu sunt în partide, din domeniu economico-financiar, domnul Manole, o șir de specialiști care să-i solicite în această comisie, fiindcă cei ăștia din Parlament sunt unii care idei n-au de finanțe, sunt juriști. Este o materie mult mai fină. Și iată acești specialiști din domeniul financiar și bancar, ăștia trebuie să facă ședințe deschise. Vedeți în unele state cum se face? Cu presa. Îi cheamă, îi pune în rând și îi dă întrebări. Domnule Mitregan, o anchetă deschisă. A unui comisie parlamentare are și avantajele ei. Să ne uităm că deputații pot depune orice sesizare sau pot cere informații care sunt obligatorii să fie. Am avut comisii cu avioanele, am avut comisii cu armamentul, am avut comisii fel de fel. Cu 7 aprilie, cu legea Cazinourilor, cu pădurea domnească, cu ce s-au terminat. Deci noi mergem pe o pistă greșită. Da, sub această comisie, dar specialiștii trebuie să pună punctul ce s-a făcut, de ce nu s-a făcut. Nu aceste persoane care se adună și zice, bun, să ia copilul unul pe altul. Comisia parlamentară, după mine, ar putea să ofere un plus produs, deci plus valoare, în partea tocmai ce ține de rolul BNM-ului și în ce măsură acesta a fost stabil în vechere. Pentru că eu nu sunt sigură că un audit internațional, în sensul clasic, ar putea să se bage în astfel de detalii sau ar putea să vorbească despre cât de eficientă a fost autoritatea de supraveghere. Însă, tocmai, eu mai mult așteptam ca Comisia Parlamentară să pună accent tocmai pe BNM, deci nu pe bănci, pentru că aici vor fi rezultatele auditului, ci pe BNM. Aici dumneavoastră puneți un accent foarte bine. Bun. Contractul cu Crow este un contract de audit sau un contract de control financiar? Pentru că aceste două contracte sunt două lucruri diferite. Contractul de audit... Ceea ce știm că nu este un control de audit. Este un control de audit sau control financiar? Totuși vorbesc despre audit. Este o investigație financiară. Este investigație financiară sau control de audit? Deci contract de audit. Auditul nu dă nimic. Auditul nu dă nimic. Deci noi avem nevoie de un control financiar. O investigație financiară, dar vor fi detaliată. Ca detectivii ăștia financiari să înțeleagă foarte bine unde au plecat banii respectivi. Noi, ca finanțiști, am văzut că ei dispar, dar noi nu vedeam în ce direcție dispar. Acești detectivi de economii... Dacă azi mașina cu documente la Banca de Economii, cu două luni în urmă... Această companie Kroll vine pentru 4 săptămâni, nu știm care va fi concluzia acestea, dar se va organiza ulterior o altă licitație. Ce se va întâmpla? La ce bun o altă licitație? Vom cunoaște unul la mână care sunt concluziile acestei companii? Se va face altă licitație? Raportul acesteia va fi transmis sau nu? Va fi denaturat sau nu? În primul rând, este foarte important ca să știm, este contract de audit sau contract de control financiar. Dacă este vorba de control financiar, atunci trebuie să fie publică
toate datele și spre populația trebuie să afle exact ce s-a întâmplat și cum s-au desfășurat. Controlul financiar... Iar auditul în interior. Doamna Călugin, există mai multe voci în societate care spun că acest contract cu această companie de investigații financiare, Kroll, ar trebui să fie făcut public. De ce, în opinia dumneavoastră, nu cunoaștem astăzi despre ce este vorba în acest contract? Eu chiar nu pot să vă spun. Ar trebui sau nu ar trebui ca acest contract să fie făcut public sau angajamentele pe care... Sigur că trebuie. Eu nu știu dacă care ar putea să fie argumentele care au ghidat această decizie de a nu da publicității. Cu siguranță nu e secret bancar. Cu siguranță eu cred că trebuie să pornim de la noțiunea de bază. Banca Națională a Moldovei, deci, este o instituție publică sau este o instituție privată? Este o instituție publică. Dacă este o instituție publică, atunci ea trebuie să facă publice. Se auditează instituții private. Altă problemă că totuși inițiatorul instituției publică care trebuia să supravegheze regulile jocului financiar bancar în Republica Moldova, scuzați expresia, dar eu când am văzut cum au cracănat leu și dolarul, știm din ce considerente, ați văzut ce se întâmplă. Astăzi atât metaforic tot vorbiți, nici nu știu cum să reacționez. Serios că nu este expresia mea, deci expresia specialiștilor, deci care au spus că este inadmisibil acest lucru. Deci în condițiile când există o marjă de la vânzare și cumpărare, uitați ce s-a făcut, în baza cărei legi, în baza cărei hotărâri. Și dacă Banca Națională este o instituție publică, atunci orice instituție publică, deci trebuie să, populația trebuie să aibă acces la informație. Cât a costat acest contract? 300.000 de euro, da? Și de ce noi nu știm? Adică plătim 300.000 de euro ca să investigăm, deci fortul de un miliard. Deci Leancă, care a fost doar premier, deci a spus că are un mandat preliminar, după care se va pune ceva în discuție, după care va veni cu investigația propriu-zisă. Altă problemă că, într-adevăr, nu este clar de ce se ascunde acest mandat al acestei Kroll. De ce se ascunde? Eu consider că nu era necesar de niciun Kroll. Dacă era domnul Tălmaci, domnul Manole și încă două, trei persoane care nu vreau să le dau numele, dar sunt, păi sunt mai buni decât Kroll, vreau să vă spun, și avea să elucideze toate aceste circumstanțe, fiind ăștia sunt specialiști de talie europeană cel puțin. Dar o să facă un raport, o să se mai tăvălească pe undeva. Este o documentare. Nici nu știm care va fi rezultanta finală. Stai, nu știm de fapt ce vor să facă și acolo și ce investigează. Să vorbească. Și atunci care e sensul de plătit atâția bani? Nu, de ce, ca să ne arunce nisip, să ne arunce nisip. Sensul e că la întrebarea ce ați făcut, să poți răspunde, păi am invitat această companie de investigație. Ce au făcut noi. Noi suntem primii care suntem interesați în afla adevărul. Deci, eventual, asta ar putea. O altă întrebare ar fi dacă descinderile pe care le-au făcut cei de la CNA, dacă invitarea acestei companii Kroll în Republica Moldova și crearea comisiei de anchetă face sau nu parte dintr-o ecuație mai complexă? Păi, dacă vine această companie de audit Kroll, care este vestită, mă rog, este recunoscută pe piața internațională, și solicită materialele pe care le-a ridicat CNA-ul. Domnul Midrigan, sunteți specialist în domeniu. Nu le ridică. Nu le ridică, fiindcă sunt probe la dosar. Nu? Dreptul. Acum, sunt ridicate în cadrul dosarului penal. Gata, bun, Kroll are acces. Unu, doi. CNA-ul a făcut un comunicat în care a vorbit despre o întrevedere, cel puțin așa am înțeles. Bine, dar există, deci, codul de procedură penală. Deci, aici nu putem să facem abate. Unu, doi. Orice descindere și arestarea unei persoane sau ridicarea, sau invitarea, sau că a fost dus la CNA, se face, deci, după ce dosarul a fost instrumentat în proporții de 60-70, poate chiar 80%, și în ultima fază, în ultima etapă, se invită persoana sau se ridică, deci așa cum a fost Ilan Șor dus la CNA, numai când a fost arestat. De ce, domnul Midrigan? Care este cauza?
Eu nu lucrez la CNA. Nu. De asta ca specialist în domeniu, știți că... Dar dacă mă întrebați, vă răspund. Deci, CNA trebuie să lucreze cu materiale, da? Are nevoie ca să fie ridicate atât de la bancă, cât și din alte locuri unde puteau să se păstreze aceste documente. Deci este o procedură normală, obișnuită, păi trebuie să aibă pe masă materiale, fiindcă nu le aduce nimeni cu sacul, cu atât mai mult cu o parte au ars. Ce materiale au, ce probe au, urmează ca să investigheze. Dar când deja au furat, nici nu se zice... Păi, dar de unde au furat? Ce au furat? Fiindcă sunt acționari, sunt proprietari, deci tot stac, nu știu de ce, CNA-ul a început-o, sau BNM-ul, dar unde sunt proprietarii care au fost furați chipurile? Avem puțin timp la dispoziție, mai avem timp și de concluzii, domnule Mihalache. Întrebarea e dacă această comisie de anchetă va reuși până 3-15 sau 60 de zile să găsească răspunsuri la toate întrebările. Ce s-a întâmplat cu cursul? Nu cred și iarăși nu cred. Nu cred că această comisie va elucida cazul respectiv, nu cred că ei vor găsi cauzele acestei creșteri și nu, poate vor găsi anumite cuvinte ca lumea să creadă. Da. Doamna Călumă. Aș vrea să cred, ca să fiu pozitivă, Dumitru, însă nu pot, deci ar putea să se întâmple că iarăși să se găsească niște persoane de execuție. Exact. Însă, până la urmă, cei care cu adevărat, deci au profitat din lucruri, ar putea să... sunt încă intangibili și ar putea să rămână încă pentru mai mult timp. Suntem un teritoriu necontrolat sau controlat de unii băieți șmecheri. Cu părere de rău, și investorii când aud de noi nu mai vor să vină și statul cu organele sale multiple stă numai și se uită și nu poate să pună capăt la aceste fără ce de legi. La acest viol. Asta e problema noastră astăzi. Domnule Doganiu, în opinia dumneavoastră, apropo de guvernatorul Băncii Naționale și de tot ceea ce se întâmplă astăzi pe piața valutară și în sectorul financiar bancar, Drăguțanu mai rămâne la BNM? Dar există vreun nu? Scenariu de ca acesta să-și dea singur demisia sau va fi sacrificat? Nu, deci noi suntem toți martori oculari, deci a multor scenarii, chestii, deci persoane deci, care s-au făcut vinovate de foarte multe crime pe teritoriul Republicii Moldova și au rămas în funcție, deci au fost păstrate. Nu vreau să amintesc deci, și de Pădurea Domnească, nu vreau să amintesc deci, și de 7 aprilie, nu vreau să amintesc. Deci, Drăguțanu nu va fi sacrificat pentru că el a făcut jocul celor care stau în spatele lui, i-au dictat cum se facă, i-au asigurat inviolabilitatea, deci el va fi păstrat în acea funcție. Dar, un singur lucru vreau să spun. Noi vedem deci toată această crimă. Societatea vede în ansamblu toată această crimă. Eu cred că acest pahar al durerii noastre în ansamblu deci s-a umplut. Societatea în ansamblu nu mai are încredere în acest partid de zis pro-europene, pro-democratice, care folosesc deci doar această noțiune de, de pro-Europa, deci de integrare Uniunii Europeană, doar ca un paravan, deci pentru a fura, pentru a viola acest popor. Și vreau să aduc aici la cunoștință... Dar pentru ca să arate statul că încearcă să facă ceva, să arate... Nu, deci este una, deci să ai rezultate palpabile și este alta să mimezi. Deci această mimare, cel puțin până la 2009, nu se mima. Această luptă, bătălie, deci cu flagelul, cu tâlhăriile, cu fluxurile monetare. Dar astăzi se mimează și încearcă, deci... Sistemul, regimul comunist, deci era mult mai plauzibil. Dar în aceste condiții, ceea ce am spus, că situația în care suntem noi, vreau să duc la cunoștință că paharul acesta al răbdării, deci s-a umplut și mâine un grup de persoane, deci care nu pot fi indiferente față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în ansamblu, pornind deci de la doleanțele în ansamblu, deci a cetățenilor Republicii Moldova, se lansează o platformă civică, demnitate și adevăr. Și mâine va fi prima conferință de presă la ora 11, etajul 4, Casa Presii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune. Vom urmări și lansarea acestei platforme civice. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem la ora expertizei mâine la ora 19:50. O seară bună să aveți!